Duminică dimineața, la dispeceratul ISU Ambulanța, a fost primit un apel care semnala că o persoană care desfășura o activitate de agrement pe râul Someș s-a răsturnat cu un caiac. Imediat la fața locului s-au deplasat pompierii jibomani care au găsit victima care se ținea de caiacul răsturnat într-o zonă periculoasă a râului, datorită curenților extrem de puternici, între zona digului și stația de pompe. Salvatorii au intervenit cu două bărci pneumatice și au extras și salvat un bărbat de aproximativ 35 de ani, care a fost asistat de către un echipaj smurt, fără a fi necesar transportul acestuia la spital. Pe această cale, pompierii doresc să tragă un semnal de alarmă, iar pentru evitarea producerii unor tragedii, le recomandă cetățenilor care doresc să practice aceste tipuri de activități să manifeste prudență și să-și ia toate măsurile de siguranță pe timpul desfășurării acestora. Pentru evitarea producerii unei tragedii, pompierii sălăjeni vă recomandă următoarele măsuri de prevenire. Cetățenii vor frecventa doar locurile special amenajate pentru not și scăldat, vor respecta întotdeauna recomandările administratorului locului de agrement și se va folosi întotdeauna echipamentul de protecție furnizat de acesta, vor evita scăldatul în râuri, lacuri, canale de irigații sau alte cursuri de apă unde malurile sunt abrupte, curenții sunt foarte puternici, albile nămoloase sau pline cu plante, pietre, crengi și trunchiuri de copaci. Nu vor încerca acte de teribilism prin plonjarea de pe platforme, poduri sau alte elemente de construcții, nu se vor aventura în apă în stare de ebrietate, vor evita scăldatul seara târziu sau în timpul nopții. În timpul unor vijelii sau furtuni, scăldatul este interzis. Părinții vor supraveghea permanent copiii aflați în apă sau în apropierea acesteia.